În zilele caniculare, angajatorii trebuie să ia o serie de măsuri pentru a-și proteja angajații. Pe lângă faptul că trebuie să le ofere acestora apă și o ventilație corespunzătoare a spațiilor unde își desfășoară activitatea, patronii trebuie să ia în calcul uneori chiar și modificarea programului de lucru. Pentru a proteja salariații de efectele negative pe care le are expunerea prelungită la temperaturile ridicate, angajatorii trebuie să respecte o serie de reguli cu privire la munca pe timp de caniculă. Având în vedere, cel puțin în vara aceasta am avut parte de temperaturi destul de ridicate, am ajuns la temperaturi extreme, am ajuns la situații în care inclusiv Agenția Națională Meteo transmitea și, mă rog, atenționa asupra depășirii sau atingerii pragului de disconfort prin acel indice de temperatură umiditate de 80 de unități, cum, mă rog, suntem obișnuiți să îl cunoaștem, temperaturi de plus 35-37 de grade, angajatorii trebuie să aibă în vedere, în primul rând, și a climatului de muncă, să asigure anumite condiții salariatului, dar și din punct de vedere al protecției sănătății lui. Acum, din punct de vedere al locului de muncă, să existe ventilație, să alternezi pauzele, deci perioada de muncă cu perioada de repaus, perioada de repaus să fie în locuri umbroase, răcoroase. Sigur că sunt situații în care nu poți, dar în situațiile astea angajatorul poate să modifice activitatea, deci perioada de activitate, până la ora 11 și după ora 17. Deci, practic, ziua de muncă să fie divizată în funcție de vreme, în funcție de temperatura respectivă, dacă într-adevăr se anunță temperaturi atât de ridicate. De asemenea, din punct de vedere al sănătății lucrătorului, este nevoie acordarea între 2 și 4 litri de apă minerală pe persoană, pe schimb. De asemenea, asigurarea unui echipament de protecție, asigurarea de dușuri la vestiare. De asemenea, dacă desfășori o activitate care știi că în anumite perioade din an ești expus la temperaturi extreme, indiferent că este vorba de vară sau că este vorba de iarnă, această activitate trebuie să ți-o protejezi în primul rând prin efectuarea de controle medicale periodice și la angajare a lucrătorului, tocmai pentru a depista anumite situații.